Stimată biserică, vă chem să citim din Cartea Duhului Dumnezeu. Pentru acest lucru vă rog respectos să-mi permiteți să vă rog să vă ridicați în picioare. O să citim din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 1. Versetele 6 și 7. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, la l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Amin. Amin. Mulțumesc! Reocupați-vă locurile estimaților. Am avut o seară mai aglomerată. Însă o seară frumoasă cu Domnul și cu Sfinții. Încă o dată îmi exprim bucuria pentru că sunteți aici, pentru că suntem în viață și pentru că știm ce să facem cu ea. Au fost ani în viața mea când n-am știut ce să fac cu ea. Mulțumim Domnului că ne-a păstrat sănătoși și cu mintea întreagă ca să ne mântuim sufletul, punând viața noastră la crucea Domnului pe care el a murit să ne mântuiască. Și astăzi avem sens semnificație și direcție. Cu ceva timp în urmă, respectiv două duminici, am vorbit despre revenirea Domnului. Și eu, ca și dumneavoastră, cred că genul acesta de mesaje uh, sunt actuale și răspunde uneia dintre nevoile pe care noi le avem atunci când vorbim despre instruirea noastră teologică și despre edificarea noastră spirituală. Am spus câte ceva în întâlnirea aceea și o să mai adaug alte câteva lucruri în această întâlnire, cu ajutorul lui Dumnezeu și pentru onoarea numelui său. Când am încheiat întâlnirea de data trecută, am încheiat spunând că punctul numărul 4 îl intitulasem eu și îl reintitulez acum Data revenirii Mântuitorului. Oamenii în general și credincioșii născuți din nou în special au vrut să știe când se va întoarce Domnul Iisus Hristos și l-au întrebat când ai de gând să te întorci. Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Liderii religioși din vremea Mântuitorului Iisus Hristos nu au putut să înțeleagă nici ei și nici prorocii din Vechiul Testament, diferența între venirea Domnului și revenirea Domnului. Diferența dintre umilirea venirii și gloria revenirii. Diferența dintre suferința venirii și dintre slava revenirii. Atunci când vorbim despre revenirea Domnului Isus, este important să ne reamintim despre venirea Domnului Isus. Venirea Domnului Isus Hristos se petrece prin întruparea Mântuitorului prin Fecioara Maria, în grajdul din Betlen, cu aproximativ 2000 de ani în urmă. A fost în umilință și apoi s-a derulat prin suferință până când Domnul a murit, a înviat, s-a înălțat la cer și a coborât Duhul Sfânt. Ei, odată cu revenirea, odată cu venirea Domnului Isus Hristos pe pământ, timpul lui Israel s-a oprit și a început un nou timp. Cuvântul timp în teologia aceasta se numește dispensație sau dispensațiune. Dispensația lui Israel s-a oprit. Roman 9. Și începe o nouă eră, un nou timp, o nouă dispensație pentru neamuri a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celorlalți care l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se numească copiii lui Dumnezeu. Și începe timpul neamurilor. Acest timp al neamurilor, al bisericii, este pur și simplu necunoscut. Nimeni nu știe când se va încheia. Există o expresie în Biblie când se va împlini numărul. Dar cine știe care e numărul acesta? Nu știe nimeni. Că dacă nu ne-a spus Domnul, de unde să știm? Ei bine, la un moment dat, însă Domnul se va întoarce și timpul acesta se va încheia brusc. Întoarcerea Domnului pe care noi o așteptăm se numește revenire, după cum prima sa venire la cruce. În graj, apoi la cruce și înălțându-se, a fost venirea. Noi nu mai vorbim despre venire pentru că, fiind istorie, este ușor de înțeles. Dar vrem să vorbim puțin despre revenire, care este o acțiune viitoare și foarte complexă. Domnul a venit ca mântuitor, dar acum va reveni ca Domn. Domnul a venit ca să mântuiască murind. Acum va reveni ca să ia la cer pe cei care au acceptat mântuirea și să-i ducă în glorie. Domnul a venit ca un miel, în neputință și în smerenie și a spus fiți ca mine, dar va reveni ca leul din Iuda, în putere și în slavă. Și așa de mare va fi slava și puterea încât Scriptura spune că națiunile Pământului se vor boci de groază și de frică. Venirea Mântuitorului, repet, presupune întruparea, suferințele, moartea, învierea, înălțarea și sigur că atașat este și coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime. Însă revenirea Domnului Isus Hristos ca Domn, ca leul din Iuda, care se va întoarce după Mireasa sa, nu pentru ca să dea naștere la Biserică, la Mireasa sa. Mireasa sa pentru care a murit la venire, acum se întoarce. Și Biblia ne spune în fapte 1 cu 11, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând. Acum îl vedeți mergând, urcând, dar într-o zi îl veți vedea revenind, revenind, adică venind din nou. Apocalipsa 1 cu 7 spune, iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Revenirea Domnului este un eveniment pe care teologia îl explică în mai multe variante. Nu există niciun subiect teologic mai diferit interpretat ca și subiectul escatologic. Escatologic înseamnă legat de vremea sfârșitului. Pentru că, în general, Evenimentele escatologice din Biblie sunt prezentate sub formă de simboluri, într-o vorbire simbolică. Există multe interpretări. Unele dintre ele sunt de bază, mai principale. Altele secundare sunt de ordinul zecilor. Ei în această seară, din punctul meu de vedere, vrând să fiu cinstit cu dumneavoastră, aș vrea să vă spun că sunt cel puțin trei puncte de vedere din punct de vedere pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Și atunci când vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos, trebuie să amintim că sunt cel puțin trei interpretări. Este interpretarea potrivit căruia revenirea Domnului Iisus Hristos va veni înainte de necazul cel mare. Este a doua interpretare potrivit căreia revenirea Domnului va fi la jumătatea necazului cel mare. Și este cea de-a treia interpretare potrivit căreia, că Domnul va veni la sfârșit. Ebine, bine, noi o să vorbim despre prima, adică despre pre-suferință, pre-tribulaționism. Oprindu-ne la prima variantă, o să explicăm revenirea Domnului prin prisma acestei interpretări teologice. În momentul în care ne mutăm la cea de-a doua, se modifică puțin componentele. La treia se modifică din nou. Dar o să ne oprim la prima. Și tot ce spunem de aici înainte, spunem presupunând că Domnul vine înainte de necazul cel mare. Din acest punct de vedere, revenirea Domnului are două etape aceste două etape au între ele necazul cel mare. Necazul cel mare este o perioadă de timp de aproximativ șapte ani. Cel puțin șapte ani, dacă nu puțin mai mult. Daniel vorbește în profeția sa despre ultima săptămână, săptămâna cu numărul 70. Ei bine, Domnul Iisus spunea în Ioan, în capitolul 14, versetele de la 1 la 3, următoarele cuvinte, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, dacă El vine din cer și spune, Vă voi lua cu mine, unde ne ia cu El? Ne ia de unde a venit El, adică în cer. Deci, mă duc în cer, pregătesc locul și mă întorc pe pământ să vă iau și să vă duc cu mine de unde am venit. Vă voi duce cu mine ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Domnul a venit și înainte să se întoarcă, ne spune să știți că eu mă duc, dar mă întorc. Între mă duc și mă întorc este timpul bisericii, adică timpul acesta. De 2000 de ani e timpul acesta. El s-ar putea încheia acum la noapte sau în orice clipă de acum încolo. Deși procesul globalizării are și el mini-etapele lui care pregătește apariția lui Anticrist și a prorocului mincinos și desăvârșirea globalizării, a internaționalizării planetei, totuși ea se poate opri chiar aici și chiar acum ca să vină Domnul Iisus Hristos. Dacă privim la războiul din... la războiul, încă nu-i război, la perspectiva războiului dintre Rusia și Ucraina și nu numai, într-o clipă, pur și simplu, poate să se întâmple totul, dar absolut într-o clipă. Nu mai rămâne nimic între acum și între momentul în care trebuie să se întâmple, decât timp care poate fi o secundă sau ani nimeni nu știe cât. Pavel spunea în 1 Tesalonicen 4, 15 cu 17 următoarele cuvinte. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei care suntem vii, care vom rămâne până când se va întoarce El, până la revenirea Lui, nu o să o luăm înaintea celor care au murit în Domnul, înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi atunci în viață, care vom fi rămas, vom fi răpiți, smulși, luați deodată, toți împreună cu ei, cu cei care sunt treziți din starea aceasta de adormire ca să întâmpinăm pe Domnul unde? În văzduh. N-a spus Iisus că s-a dus în văzduh să pregătească locul, că se va întoarce, ne va lua și ne va duce acolo? În cer. Este extrem de general cuvântul cer. Dar în ceea ce noi numim cer ne va duce Domnul. Și Scriptura ne spune și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. În acest timp credincioșii născuți din nou sunt în cer cu mirele, pe pământ începe necazul cel mare. Deci, momentul răpirii este momentul în care Biserica este smulsă, iar în urma ei începe o perioadă de aproximativ șapte ani de necaz unic în istoria planetei Pământ. Atât de mare încât e numit necazul cel mare. Biserica nu este aici în perioada aceasta, ci este în cer. În timpul acesta pe pământ începe necazul, necaz despre care Scriptura vorbește în Apocalipsa, capitolul 13, nu numai, tot capitolul, am să-l citesc. Apoi, a stat, apoi am stat pe nisipul mării, spune scriitorul Ioan, și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete. Pe coarne avea zece cunuri împărătești și pe capete nouă nume de hulă. Când am făcut studiul despre cartea Apocalipsei, am explicat cine și cum, atât când ne-a dat Domnul har și lumină. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de ur și gură ca o gură de leu. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și am început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Și a început să se închine balaurului pentru că dătuse puterea lui fiarei. Și a început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească. Și Biblia vorbește în tot capitolul 13 despre grozăviile, despre manifestarea necazului cel mare. Acum, dacă revenirea Domnului din punct de vedere pretribulaționist are două etape, mijlocul cărora există necazul cel mare, și prima etapă înseamnă răpirea Bisericii și absența ei din necaz, după șapte ani, prima etapă fiind răpirea, cea de-a doua este descoperirea. Și am să citesc din scriptură următorul lucru. La sfârșitul necazului cel mare. Domnul care a venit doar pe norii cerului ca să ridice biserica, el n-a venit pe pământ, doar pe norii cerului și a atras biserica la sine, iar pe pământ a început necazul, domnul acesta, după ce se termină necazul, de fapt, reapariția lui sfârșește necazul, când se întoarce, se întoarce cu biserică cu tot și lucrul acesta este scris în foarte multe texte, mai ales pentru Israel. Și cuvântul în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 7 la 9, în Matei 24, 29 la 30, o să citesc câteva versete. Dumnezeu găsește cu cale că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, ca la descoperirea Domnului Iisus cu ungerii din cer și îngerii puterii lui într-o flacără de foc să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului Isus. Sau Matei 24. În dată după acele zile de necaz, care zile de necaz? Păi răpirea și pe pământ începe necazul cel mare și Biblia spune, îndată după aceste zile de necaz, Matei, 29, Matei 24 cu 29. Îndată, după acele zile de neca se va întuneca, pământ, se va întuneca soarele. Luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Când Domnul vine la răpire pe norii cerului, nu-l vede nimeni. Pentru că El vine doar până la nivelul norilor. Dar acum nu mai e vorba de răpirea bisericii, de atragerea bisericii la cer, ci de apariția Domnului cu biserica și de coborârea lor pe pământ. Perioada necazului celui mare, care anticipam că este aproximativ de șapte ani, adică ultima săptămână din Daniel, unde Daniel explică, fiind singurul profet din Vechiul Testament care surprinde aspectul acesta, toți profeții Vechiului Testament au surprins lucruri care au legătură cu împărăția, adică cu Israel. În Noul Testament întâlnim profeții care au legătură cu venirea Domnului, adică cu Biserica. Ei bine, din punct de vedere al acestei interpretări, repet, pretribulaționiste, există diferență între aceste două evenimente. Ambele evenimente se numesc revenirea Domnului, dar sunt despărțite de o perioadă de aproximativ șapte ani. Domnul vine pe, cer, pe norii cerului, răpește biserica. Biserica merge în cer și acolo are loc judecata de răsplătire a credincioșilor. Și apoi Domnul cu biserica coboară, timp în care pe pământ se derulează grozăviile necazului cel mare. Răpirea și descoperirea încadrează necazul o perioadă de șapte ani și aceste două evenimente din perspectivă pre-tribulaționistă înseamnă revenirea Domnului. Ei, perioada aceasta de cel puțin șapte ani a necazului cel mare, din punct de vedere al acestei interpretări, încadrează două evenimente, răpirea și descoperirea, care sunt foarte diferite, deși ambele fac parte din revenirea Domnului. Dar sunt două amănunte ale revenirii. Care sunt aceste diferențe între răpire și descoperire? La răpire, Hristos vine doar pentru biserică. La descoperire, Hristos vine cu biserica. Domnul nu coboară pe pământ la răpire, dar coboară pe pământ cu biserica la descoperire. Răpirea presupune luarea tuturor credincioșilor născuți din nou la cer, descoperirea presupune revenirea Domnului Isus Hristos împreună cu ei și cu slava Lui pe pământ. La răpire Hristos va veni pentru a-și lua mireasa, la descoperire Hristos va veni să-și prezinte mireasa. Răpirea presupune luarea tuturor credincioșilor la cer. De aceea înseamnă izbăvirea bisericii. Din punct de vedere pretribulaționist, biserica nu trece prin necaz, pentru că Isus nu și va chinui mireasa, lăsând-o în necazul cel mare. Israelul rămâne cei 144 de mii și ceata aceea mare a celor credincioși. Vor fi credincioși în necazul cel mare, vor fi mântuiți în necazul cel mare, un Israel răsfățat, care n-a vrut să accepte mântuirea în perioada Harului, în timp ce biserica a acceptat-o. Biserica a acceptat-o prin credință, a onorat pe Domnul Iisus Hristos care i-a prezentat mântuirea, l-a crezut pe cuvânt și a acceptat mântuirea lui. El a făcut din ei mireasa sa. Mireasa nu va trece prin necazul cel mare, dar lumea și cei care se vor pocăi din lume și Israel și Israelul care se vor, po se vor pocăi în timpul necazului cel mare, el vor, ei vor trece prin multe grozăvii. Mireasa, din punct de vedere pretribulaționist, o necazul cel mare, și revine după necazul cel mare, la momentul descoperirii, fiind luată la momentul răpirii, și vine din nou pe pământ. Răpirea începe necazul cel mare, descoperirea începe mileniul, perioada de o mie de ani, pentru că este răpirea, răsplătirea credincioșilor, în timp ce pe pământ e necazul, descoperirea și începutul mileniului. În funcție de câte amănunte vrem să introducem în vorbirea noastră, planșa, desenul se lungește sau făcându-l mai simplu și pomenind doar elemente mai principale, rămâne, rămân mai puține evenimente pe scenă. Dar dacă le pomenim pe toate și aducem mai multe amănunte, o să existe o aglomerație și o prezentare mai complexă și poate mai greoaie. Iar dacă nu este un desen pe screen, încât să și vizualizăm, nu doar să ne imaginăm prin auzire, probabil că există o prezentare mai greoaie. Răpirea este iminentă, nu mai rămâne nimic să se întâmple, dar pentru descoperire trebuie să existe răpirea, șapte ani de necas și apoi descoperirea. De aceea, dacă știm când e răpirea, anticipăm când este descoperirea, că sunt aproape șapte ani, între A și B, momentul revenirii Domnului Isus Hristos. Răpirea este un mister, timp în care descoperirea este prezentată printr-o mulțime de semne, este precedată de o mulțime de semne. Răpirea, la răpire, biserica este dusă în prezența mirelui. La descoperire, Israelul este dus în împărăție. Ori de câte ori vom citi despre cuvântul împărăție în Noul Testament, de cele mai multe ori are legătură cu Israel, nu în primul rând cu biserica. Biserica tot timpul are legătură cu Domnul, Domnul, că Domnul e mirele, dar împărăția este Israel. Tot timpul acest, acești patru termeni sunt împerecheați, doi câte doi, împărăție și Israel, biserica și mirele, adică Domnul, Curios. La răpire, biserica ajunge la judecata de răsplătire. La descoperire, se ajunge la judecarea neamurilor și la judecarea lui Israel. Priviți că biserica este răpită pentru judecata de răsplătire care are loc în cer. Dar când Domnul se descoperă și vine pe pământ, atunci are loc marea judecată pentru lume și pentru Israel. Vă mai aduceți aminte de 1 Corinten 11? Aici își are locul să-l introducem puțin. Aici primește o mai mare lumină în sufletul nostru. 1 Corinten 11, 31 și 32. Dacă vă judeca singuri, aceasta este onoarea bisericii, nu vă mai judec. Rămân doar la judecata voastră, dar să fie potrivită cu adevărul. Dacă nu vă judeca singuri, tot aici pe pământ în viață vă judec eu, ca să nu fiți judecați odată cu lumea. Domnul se descopere și începe judecata și mileniu. De judecata aceea cine are parte, pierde împărăția. De judecata asta, adică judecata conștiinței, mărturisirea păcatelor. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, el, adică Dumnezeu, e credincios și drept ca să vă ierte de păcat și sângele lui Iisus Hristos să vă curățească de orice păcat. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Iată dar că dacă noi, din mândrie, din superficialitate, din nepocăință, din aroganță, amânăm să ne mărturisim păcatul, să trăim o viață de res, o viață responsabil din punct de vedere creștin, apare Domnul și ne constrânge prin suferință. Pentru că și noi constrângem pe copiii noștri prin suferință. N-ați văzut cum îi reglăm puțin din ureche și gata. S-a făcut. Ridicăm puțin tonul și gata. Dacă îi zici, ai, te rog frumos, spune, nu vreau, ai treci mă la loc. Și dintr-o dată trece. Ei, aceasta funcționează nu numai între noi și copiii noștri, funcționează și între tata și copiii lui, că așa e omul. Așa e omul făcut. Ei, vorbind despre toate aceste lucruri, frați și surori, dacă din punct de vedere pretribulaționist, revenirea Domnului Isus Hristos este compusă din două evenimente, răpirea și descoperirea, atunci punem întrebarea, când va avea loc răpirea? Domnul Iisus Hristos fiind întrebat de ucenici această întrebare, nu le spune data revenirii sale, adică ziua și ceasul, expresia anumită de el, ziua și ceasul. Dar Domnul le spune anumite semne care se vor întâmpla cam în timpul acela, Semnele acestea sunt anticip, anti, anticipează revenirea Domnului Isus Hristos, însă nu o fixează. Ele sunt în zona revenirii Domnului, dar nu putem fixa ziua și ceasul. O să citim din Scriptură. În afară de Dumnezeu, nimeni nu știe data exactă când Biserica va fi răpită. Biblia precizează că niciun om nu poate ști ziua sau ceasul revenirii Domnului. Și asta este suficient ca nimeni să nu mai aibă îndrăzneala să spună că știe. Cât despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nimeni înseamnă orice ființă de pe planetă. Nu știu nici îngerii, nu știe nici fiul, ci numai tatăl. Această afirmație este una responsabilă, fiindcă e făcută de Domnul. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Pentru că nu știm când va veni, trebuie să fim pregătiți pentru orice moment. Nimic nu e mai rău decât să nu știi. I-ați observat pe cei care iau startul la o întrecere sportivă și așteaptă poc. Păi dacă aș ști câtă, câtă energie și cât, câtă energie se consumă datorită stresului, în nervii la oamenii ăia, în clipele alea de așteptare, pentru că trebuie să țâșnească atunci. Și poate fi cu o secundă mai devreme sau cu o secundă mai târziu. Că nu există un timp stabil, că altfel ar pleca din logică, n-ar mai pleca din poc. Ei, așa este acum, nu știi când e poc. E acum, e mâine, e peste un an, nu știi când e. Dar cineva stă cu pistolul doar să poc. Și Domnul spune următorul lucru, nu știe nimeni când poc. Nimeni decât tatăl, Vegheați dar pentru că nu știți. Observați cum poate fi compensată lipsa de a ști prin prezența de a veghea. Nu știi, nu-i nicio problemă, dar fii atent în fiecare clipă. Dacă știai că vine la șapte, puneai ceasul să sune la șase, te trezeai, te spălai, te îmbrăcai și pe la șase jumate erai gata și la șapte țop, acolo. Dar dacă nu știi când, când pui ceasul să sune? Nu știi, de aceea Domnul spune, intenționat nu-ți spun când, ca să stai în fiecare clipă, gata. Dacă ar ști stăpânul casei la ce oră din strajă, la ce, la ce din noapte vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea fiți gata că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Sesizați, sesizați secretul din afirmația asta. Zice, atunci când o să vină, o să fie un moment în care voi nu o să prea vă așteptați. Fiți sinceri, dacă va veni într-o zi în care ieșim la parc, avem noi masa de dragoste din vară, ne așteptăm atunci să vină, când sfârie mititei acolo și întorc frații cu șorțulețe pe grătar, păi cred că nu ne gândim la răpire nici deloc. V-am dat un exemplu absolut bizar, adică așa, întâmplător. Dar pot fi exemple cu sutele de genul acesta. Acum, dacă ar veni acum. Un pic, un pic ne gândim la treaba asta, dar dacă ar veni atunci. M? Acest adevăr prezentat de Hristos ca o taină ne îndreptățește să afirmăm că orice prezicere a unei zile sau a unui ceas sunt nebiblice. De ce Tatăl nu ne-a permis să știm data revenirii Domnului Isus? Este ușor de înțeles, cel puțin din câteva puncte de vedere. Primul, Biblia spune ca să veghem tot timpul. Că altfel ne-am fi culcat și puneam ceasul să sune cu o oră înainte. Și în timpul în care dormeam, împărăția sărăcea. Cine mai muncea? Dacă cineva îmi spune, așteaptă-mă că vin și plecăm, mă culc? Nici vorbă, că nu pot să bate omul ăla la mine la ușă sau claxonează pe drum și eu, eu dorm. Dar dacă îmi spune, fii atent că vin la 10, spun nicio problemă, bine că vii la 10, că la 9 pun ceasul să mă trezească. Dar dacă spune vin acum, trebuie să stau cu ochii pe geam. Dacă întârzi o oră, o oră mă uit pe geam, că ce să fac? Domnul spune, nu-ți spun când vin, dar fii atent că pot veni oricând. Du-te la geam și uite-te, în așa fel să te uiți, încât dacă eu vin acum să fii pregătit, iar dacă vin mâine, tot pregătit să fii. Doamne, dar ce stresat o să fiu! Înseamnă că nu pot să plec de la geam. Sigur că nu. Înseamnă că trebuie să mă uit tot timpul. Bineînțeles. Dar o să fiu obositor. Te cred. Asta se numește veghează. Adică fii atent, foarte atent. Scriptura ne spune următoarele cuvinte. Vegheați dar pentru că nu știți când va veni. De-aia trebuie să veghem, că nu știm când va veni. Că dacă am ști, am pune ceasul și n-am mai veghea. Noi dormim și ceasul spune țâr, 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 gata sus. Dar până spune țâr, 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 noi dormim. Dar pentru că nu există ceas și oră, noi așteptăm că vine și dacă nu suntem gata, nu mai revine. Nu mai atunci și gata. Vai ce complicat e! Da, foarte complicat. Le spun de obicei mirilor când vin la consiliere premaritară la ultima întâlnire. Aveți grijă că o să întârziați când veniți mâine la biserică și spun, nu întârziem. Ascultați-mă, știți de ce întârziați? Când vii singur la biserică, îți faci timp să te trezești, te aranjezi și pleci și ajungi la biserică. Unor mai întârzi și singur. Dar nunta e un eveniment complicat. Toată lumea feștită, aranjată, ciuful făcut, lume multă, domnișoare, domnișor, părinți, rude, prieteni. Pe unul, unul are nevoie de toaletă chiar când spui, gata, hai să plecăm. Altul e cu o plăcintă în gură și nu Stai după unul, stai după altul, mai stai după unul, mai stai după altul, încă cinci minute. Și păstorul stă în hol și transpiră că nu mai vine mirele cu mireasa și frații au terminat ora de rugăciune. Și le spun, aveți grijă că întârziați, de ce? E lume multă. Ca să slujim în permanență, nu doar ca să veghem în permanență, trebuie să veghem ca să slujim în permanență, nu doar în apropierea revenirii Domnului Isus. Biblia zice, care e deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea sa îl va găsi, ce? Dormind, cu ce a supus, nici vorbă. Îl va găsi făcând așa, făcând cum? Lucrând. Când Domnul vine, nu trebuie să ne găsească doar veghind, ci vegherea trebuie să fie activă, adică vegherea activă se numește slujire. Asta este definiția vegherii, asta e definiția slujirii, veghere activă. Vă mai amintesc? Vă reamintesc de ce spunea Luther, dacă știu că mâine mor, a spun un pom în pământ, să desc un pom. Să fim gata în permanență, nu doar în apropierea revenirii Domnului. Pe când se duceau să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă, s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte care au pus ceasul să sune. Ei, deschide-ne că ne-am trezit și noi. Nu se mai poate. Dar cum, noi ne-am trezit degeaba? Nu, pentru următoarea etapă. Următoarea etapă e complicată. Fraților, ce vreau să vă spun este faptul că cine crede în răpire trebuie să accepte că în orice clipă poate fi, când te culci de seara, așa să te rogi, dacă vei veni la noapte, tu știi adresa mea. Știi în ce dormitor dorm și știi unde cu capul și unde cu picioarele. Doamne, să mă iei și pe mine. Și dacă mâine te trezești să spui așa, Doamne, mă voi duce când încolo, când încolo, pentru câștigarea bucății de pâine. Dar dacă vei veni astăzi, te rog, uite-te acolo unde sunt și și pe mine să mă atragă puterea. Cine trăiește cu această perspectivă, Hristos poate veni oricând Ascultă-mă, dacă ești în dușmănie cu cineva și vine domnul, ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Gata, s-a epuizat, tragi un glon și s-a dus. Nu mai a doua capsă. Asta este cea mai serioasă chestiune. Israelul poate să stea liniștit, dincolo de faptul că moa, poate muri fizic orice persoană, oricând, că urmează răpirea. Urmează, înainte de descoperirea Domnului pentru ei, ca să se termine dispensația neamurilor și să revină Domnul în pauza asta, din nou la Israel, urmează răpirea și necazul cel mare. Dar pentru biserică nu mai e nimic. Acu' e gata să vină. Nimic. Acum se oprește mașina în fața casei și nu ești gata, a plecat. Domnul prezintă lucrurile în maniera asta ca să ne explice nouă că trebuie să fim gata în orice clipă. Gata nu doar în sensul că ne gândim la problema asta, ci gata cu viața noastră. Pentru că viața ne pune în tot felul de situații, intrăm în conflict cu mulți și nu întotdeauna reparăm conflictele. A, sfințește soarele până se satură și noi tot în starea stăm. Și Biblia spune, ascultă-mă, să n-a sfințească, nu de două ori, odată, nu! Trebuie să ai puterea să-ți rezolvi problemele, cum ai făcut așa, fă și așa. Adică cum ai făcut conflictul, fă și împăcarea. Lasă ambiția, dacă ai anumite defecte de caracter, automatisme comportamentale, temiri ce-i ascuns prin inimile oamenilor, oprește-te că vine Domnul și tu nu știi când vine. Nu știi când vine, poate veni acum, poate veni mâine. Acum înțelegeți mai bine de ce la răpire mulți dintre noi nu vom fi gata, nu pentru că de obicei nu suntem credincioși ci pentru că în perioada aceea nu suntem în starea de veche și nu suntem gata. Veți spune, dar cum un om o viață a fost credincios și dacă nu e atunci, fraților, așa spune Evanghelia, zece fecioare toate au fost fecioare, zece fecioare aveau candele, toate aveau candele, zece fecioare țineau candelele mână și le așteptau pe mile, toate erau la fel, n-a fost nicio diferență între ele, absolut nicio diferență. Una singură și-a fost suficient. Noi tot tragem nădejde că o viață am stat în adunare și Domnul e bun. Ne oprim aici, frați și surori, și stând înaintea lui Dumnezeu, ne gândim la cât de scump am plătit noi poziția aceasta pe care o avem în Hristos de copii ai lui Dumnezeu. Câtă rușine ați tras de a stras de-a lungul vieții pentru că ați fost pocăiți. De la câte plăceri ale trupului nu v-ați oprit pentru că sunteți pocăiți? De câte ori nu v-ați uitat cum alții se bălăceau în păcat și ai stat departe și ai zis lui Adam, fi cu minte că te ating. Tu nu-ți poți permite treaba asta, doar pentru faptul că ești pocăit. Câte afaceri necinstite puteai să faci și te umplei de bani și ai spus, mâinile mele să se usuce dacă mă ating de bani necurați. Și ai rămas mai modest, cât preț ai plătit ca să rămâi copilul Domnului? Și acum ești gata, că ai venit în America și ai ieșit la loc Larg, să te relaxezi și să zici, nicio problemă, că îmi pun ceasul să sune. Ascultă-mă. Dacă vrei să ai parte de, de descoperire, poți să-l pui, dar dacă vrei să ai parte de răpine, nu-l pune. Uite-te cu ochișorii și uite-te atent că stă să vină în orice clipă. Este un mesaj urgent, este un mesaj iminent, este un mesaj puternic. E un mesaj personal, e un mesaj pentru noi, fraților. De aceea Petru spune, ajunge că în trecut nu ne putem permite să ratăm răpirea. Nu! O să rămânem aici. Sigur că putem să ne pocăim, să ne corectăm și să-L așteptăm pe Domnul când se întoarce peste șapte ani, dacă mai rămânem în viață. Vreau să avem un moment de rugăciune în seara asta nu știu să vă spun mai bine deloc decât v-am spus. Însă știu că asemenea mie în sufletul dumneavoastră vă simțiți responsabil de propria viață. Fraților, nu vă supărați că vă spun chiar așa. Cine a lăsat-o mai ușor cu pocăința, reveniți la starea de pocăință care știți că îi place Domnului. Cine este superficial și mediocru, cine își permite tot felul că așa e la american sau așa e nu știu unde, ascultați-mă, nu comparați pocăința lui Dumnezeu cu pocăința denominațională sau etnică, americană, română sau mai nu știu de care. Pocăința este una singură, neprihănire, puritate, responsabilitate, slujire, dedicare. Nu măsurați lucrurile cu măsura, cu, cu, cu metru confortului și nici cu al lăcomie, și nici cu al materialismului, și nici cu al hedonismului, adică cultul plăcerii, și măsurați-l cu dorința să fiți gata, scumpii mei, o singură dată vine regele. Dacă am pierdut trenul, altul nu mai vine. Vă puteți da seama că e o veșnicie după asta, pe care o avem sau nu o avem. Oamenii ai lui Dumnezeu, dați foc la inima asta și stați în picioare că stă să vină regele. El spune, vegheați, un singur cuvânt, de 2000 de ani, toate generațiile de credincioși n-au avut nimic mai mult decât o poruncă de genul acesta. Vegheați că poate să vină în orice clipă. Haideți să ne ridicăm la rugăciune poporul Domnului și să încheiem serviciul divin din această seară cu mărturisire și dedicare. Dumnezeu să asculte și să ia aminte amin.